În această dimineață, hunedorenii din zona centrală a județului și nu numai s-au confruntat cu o serie de fenomene meteorologice care au produs mai multe pagube materiale. Arbori doborâți la pământ din cauza vântului puternic, acoperișuri smulse, mașini avariate. În plus, tot din cauza vântului puternic, un foc scăpat de sub control s-a extins cu repeziciune și zeci de hectare de teren au fost afectate de flăcările care nu au putut fi stăpânite. Pe fondul codului portocaliu de vânt puternic, valabil pentru județul Hunedoara în intervalul orar 6:35-9, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru gestionarea mai multor situații de urgență. Astfel, în localitatea Mintia, acoperișul unui bloc a fost dislocat de vântul puternic, în localitățile Vețel și Ilia au căzut arbori pe carosabil, iar în municipiul Deva, pe strada Orizontului, un copac a căzut peste un autoturism. În continuare, pompierii militari din cadrul ISU Hunedoara au intervenit pentru înlăturarea unei bucăți de tablă în pericol să cadă de pe acoperișul unui bloc situat pe strada Mihai Viteazu din Deva, iar în localitatea George un stâlp de electricitate a căzut pe carosabil și peste un autoturism, blocând o bandă de circulație. Pe raza localității Bălanu, comuna Râul de Mori, vântul puternic, dar și terenul accidentat, i-a pus la grea încercare pe pompierii militari care s-au luptat pentru localizarea unui incendiu de vegetație uscată, ce în final a distrus vegetația de pe 50 de hectare. Pompierii militari din cadrul detașamentului Hunedoara și cei ai punctului de lucru Totești au acționat pe parcursul zilei de ieri pe raza localității Bălanu, comuna Râul de Mori, pentru localizarea și stingerea unui incendiu de vegetație uscată, mărăciniș și litieră, care s-a extins și la pădurea de fag și pin. În sprijinul pompierilor au acționat și acționează în continuare și lucrători ai ocolului Silvic Retezat. Intervenția echipajelor operative a fost una extrem de dificilă, întrucât au existat mai multe focare, terenul este greu accesibil și nu se poate interveni cu autospeciale și totodată propagarea flăcărilor a fost favorizată de manifestarea vântului puternic. În această dimineață, echipajele de pompieri au continuat eforturile pentru localizarea incendiului care s-a manifestat pe aproximativ 50 de hectare de teren. La această oră, incendiul este sub control și se acționează pentru lichidarea ultimelor focare. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, mai transmite ISU Hunedoara.